Salutare tuturor! Hi everybody. În seara aceasta o să vă arătăm cât de ușor se poate mulți cu crotonul. We are going to show you tonight how easy you can grow croton. Am făcut rost de o rămurică. I have found a little branch. Am ținut-o aproximativ 3 săptămâni în nisip umed. I have kept it for about 3 weeks in wet sand. Timp în care s-au format rădăcini. In the meanwhile, roots have grown. De asemenea, am pus și o frunză. I have also put one leaf. Unde deja s-au format rădăcini. Roots have grown. Acum nu rămâne decât să transfer într-un ghiveci unde am pământ fertil. The only thing to do for me is to move it in a place where I have fertile soil. Și la fel voi face și cu această frunzuliță. And I'm going to do exactly the same thing with this little leaf. Am grijă să le asigur o umiditate constantă. I make sure to ensure them a constant humidity. Nici foarte mult. Not too much. Este foarte ușor. It is very easy. Și la îndemâna oricui. And very easy for anybody. Thank you for watching. For more videos, please subscribe.